Salutare, prieteni, am revenit la GSP Live, CFR Cluj, Universitatea Craiova, 1-2 și iată că avem o etapă de play-off, o primă etapă de play-off în care echipele de pe locurile 2 și 3 de la începutul acestui play-off cedează meciurile și nu doar că cedează partide, ci cedează meciurile de pe teren propriu. Rapid, Farul, am vorbit mai devreme, meci jucat ieri 1-2 și acum tot 1-2 și CFR Cluj, Universitatea Craiova. Craiova de pe locul 5 sare tocmai pe poziția a doua. Pare să fie o etapă pentru FCSB, mai ales în cazul în care FCSB va reuși să câștige în fața celor de la Șepși. Analizăm această partidă, analizăm și situația din acest moment împreună cu Raul Rusescu aici în studio alături de mine. Salutare din nou, Raul. Salutare. Iar la telefon ni se alătură la fel ca de fiecare dată și Emil Sândoi. Salutare, bună seara. Bună seara. Raul, de data asta încep cu tine, dacă am început cu domnul Sândoi la pauză, încep cu tine. Cum ți-a părut meciul ăsta și mă închipui că ești bucuros și pentru faptul că FCSB are acum o șansă bună la a se desprinde. Din punctul de vedere al Stelei, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Ei trebuie să-și câștige meciurile și probabil că asta vor face. În schimb, Craiova a arătat foarte bine astăzi. A știut să treacă peste primele 30 de minute în care CFR a dominat și a dominat foarte bine, foarte copios. După care, la prima ocazie, au avut a doua ocazie, că a fost execuția lui Crețu, a venit golul lui Bayram. Imediat după pauză s-a făcut 2-0 și de acolo lucrurile au mers liniștit spre final. Adică după 2-0... Nu cred că mai erau emoții în cine va câștiga meciul. Într-adevăr. A revenit un pic în meci. A revenit puțin în meci, dar eliminarea acelui cam a dus așa, a dus meciul către victoria Craiovei, către un final fără emoții. Pentru CFR. Prea puțin pentru CFR astăzi. Domnule Sândoi, cum vi s-a părut? În primul rând, ați avut dreptate, nu pierde Craiova astăzi, a spus de la început, și n-a pierdut, mai mult și mai bine pentru fanii Craiovei, echipa lui Pete va și câștigat. În acest moment, Craiova, așa cum spuneam, a sărit direct pe poziția a doua, la egalitate de puncte, cei drept cu Rapid București, 28. Cum vi s-a părut meciul? Acum, per total, că avem tabloul complet, așa cum am spus și la pauză. Meritată victoria asta? Bun, până la urmă, exceptând, exact cum spunea și Raul, exceptând prima parte a jocului sau mai mult de jumătate din prima repriză în care CFR-ul a dominat autoritar, în rest, Craiova a știut să gestioneze foarte bine jocul. Dacă vă aduceți aminte, la începutul jocului vă spuneam de cei doi jucători foarte importanți care le lipsesc celor două echipe. Referitor la lipsa lui Screciu, să știți că ea a fost compensată foarte bine de prestația în primul rând a lui Badeli, care a jucat, a fost imperial, a fost impecabil astăzi, și chiar a lui Maldonado. În partea cealaltă, dacă vă aduceți aminte, vă spuneam la începutul jocului că probabil Craiova, și mă refeream la Ivan pentru că el era poziționat în centru, dar ați văzut că pe parcurs a jucat a Mitriță, mai trecut, da. Ivan în bandă stângă și a intrat Mitriță în centru și așa s-a și înscris golul 2 al Craiovei. Deci, în partea cealaltă, din păcate pentru CFR și poate din păcate pentru Adrian Mutu, pentru că până la urmă el a luat un lot de jucători pe care îl antrenează. Nu a fost, el a venit după prima etapă, deja era târziu. Da, așa i-a găsit. Cărțile. Așa este, dar din păcate pentru el, să știți că lipsa lui Aeti, eu bănuiam că o să se cunoască. Matei Ilie, încă o dată, e un jucător cu certe calități și vă spun, în 2 ani de zile sau 3 ani, mă repet, va fi titular al echipei naționale. Dar ca să joace bine, ca fundaș central, pentru că lui, el are o lipsă de viteză, să știți că îi trebuie un alt fel de jucător acolo. Nu Boben și nici măcar Cresici. Deci, din punctul ăsta de vedere, ați văzut ambele goluri, pentru că și golul pe care l-a marcat Bayram, tot din zonă centrală, el pătrunde din lateral și din zonă centrală îi ia fața lui Matei Ilie.
La golul 2, ea la fel, este minge în zonă centrală, de unde Mitriță speculează greșeala, speculează și poziționarea greșită a lui Bobek. Pentru că nu poți să știi într-un duel de 1 contra 1 ce se întâmplă. Poate să alunece cu echipierul tău. Iar tu trebuie să ții măsuri de siguranță să dublezi în zona respectivă. Lucru pe care el nu l-a făcut. Deci, din punctul meu de vedere, aici s-a câștigat jocul de astăzi, pentru că cei de la Craiova au știut să speculeze într-o anumită zonă în care adversarul avea probleme. Ilie, într-adevăr, n-a fost în seara lui. Își mai anulase, din păcate, cu golul pe care l-a marcat. Un gol foarte frumos, o lovitură de cap foarte bună, dar mai apoi a ieșit în decor și cu acea intrare la Markovic. Roșu clar acolo, bănuiesc că suntem de acord cu toții, nu? Raul, da. E roșu acolo. Așa direct, este. Da? Încă o dată să vă mai spun ceva. Matei Ilie e un jucător tânăr. Deci jucătorii tânări pot să greșească în anumite momente ale jocului. Deci de asta e foarte important pe cine poziționezi lângă ei. Dar Adrian nu are alte soluții, sau chiar dacă ar fi încercat cu Cresici în locul lui Boben, nu știu dacă diferența ar fi fost atât de mare. Deci din punctul meu de vedere, am jucat fundaș central. Și să știți că am jucat și atacant, am jucat și mijlocaș. Deci, din punctul meu de vedere, CFR, să știți că are unele probleme acolo atunci când lipsește Aieti. Și o să vedeți și la alte meciuri dacă va lipsi. Tot vor fi probleme. Eu nu știu dacă poate vor câștiga și în lipsa lui Aieti, că nu e un jucător decisiv pentru echipă. Dar greșelile pot să apară mult mai repede. Nu știu ce s-a întâmplat cu Taxidis, pentru că ați văzut, eu l-am remarcat în prima repriză, nu știu, să fi fost accidentat, să fi simțit ceva, dar parcă în momentul în care a ieșit Taxidis, parcă CFR-ul s-a stins cu fiecare minut care trecea din joc. Păi, apropo de Taxidis, am văzut asta și vorbeam și cu Raul când ne uitam la meci, am văzut că ăsta de fapt e trendul lui Adi Mutu în ceea ce privește pe Taxidis. Mai mereu este schimbat undeva minutul 60, minutul 70. Cred că nu-l mai vede în stare cumva să ducă și finalul de meci. Începe cu el de multe ori, dar îl și scoate. Nu prea termină Taxidis meciurile și poate că de fapt ăsta este un motiv, nefiind ceva neapărat fizic la el. Poate că îl simte că nu mai poate și are nevoie de prospețime. Raul, da, e posibil, dar scuze, vă mai întrerup o singură dată. Să știți că, v-am zis, CFR-ul este o echipă plată, n-are jucători care pot să rupă ritmul jocului. Taxidis, chiar dacă nu este un jucător rapid și un jucător dezechilibrant unul contra unul, dar este un jucător care vede foarte bine jocul și care dezechilibrează apărarea adversarului prin pasele și prin demarcările pe care le face, să știți. Așa este, o să vedem. Probabil că vor veni și explicațiile lui Adi Mutu după acest meci. Poate că va fi întrebat și despre Taxidis. Raul, vreau să te întreb un lucru. După meciul ăsta, Craiova se duce pe terenul lui CFR Cluj și câștigă. Profită și de faptul că în același timp a pierdut și Rapid. O vezi acum pe Craiova cumva să fie într-o postură, într-o poziție, dar o vezi să fie o pretendentă la titlu, să vină cumva să ducă mai departe. Meciul viitor va fi Craiova Rapid, etapa următoare. Sau atunci, abia atunci ne vom da seama dacă Craiova va fi clar principala urmăritoare a FCSB. Nu, indiscutabil Craiova a intrat în lupta asta pentru primele locuri. Pentru că această victorie este o victorie mare. O victorie muncită și în deplasare, da. Și eu zic că în momentul de față sunt acolo și o să vedem în funcție și de ce se întâmplă mâine seară, dar cu siguranță după victoria asta ei sunt și ei prezenți acolo.
În cazul în care FCSB își câștigă meciul și se duce la 7 puncte, așa cum spuneam, care ar însemna de fapt 8 în realitate, pentru că Craiova, Rapid și CFR Cluj au beneficiat de rotunjire, mai degrabă rămâne o luptă puternică pentru locurile 2 și 3 cu 3 echipe implicate acolo, deși știu, e campionatul lung, echipe nu, mai sunt 9 meciuri. Sunt multe meciuri de jucat, multe meciuri puternice. Vor începe să joace între ele toate și atunci fiecare punct obținut în plus față de oponentele tale va conta. E important pentru Steaua acum să-și câștige meciul de mâine seară. Pentru ei nu s-a schimbat nimic. Au intrat pe primul loc, au intrat cu un avans și vor, probabil că vor juca la fel și vor juca să câștige. În schimb, ceea ce se întâmplă la celelalte echipe nu poate decât să le dea un moral și să-i ajute. Spuneai tu, Raul, la începutul meciului, când vedeam echipele de start și vedeai tu că diferența s-ar putea face în benzi acolo, mai ales cum era așezat, era într-un 4-3-3 ce vedeam noi. Am văzut că după a mai schimbat Craiova. Spuneai tu că la Bairam, la Mitriță, cumva cu fundașilor central, cu lateral, cu Mogo și cu Abeid, acolo s-ar face diferența. S-a văzut diferența asta de care spuneai? Nu s-a făcut, mă scuzați că vă întrerup. Nu s-a făcut diferența acolo. Pentru că la duelurile de 1 contra 1, să știți, Bayram n-a trecut în zona lui Abeid sau Mitriță n-a trecut în zona lui Mogoș. Ei au apărut în zona centrală de fiecare dată. Mă scuzați că vă întrerup. Asta e părerea mea, nu știu dacă e cea adevărată. Păi deci ei au fost în zona centrală, nu în zona laterală, atunci când erau 1 pe 1 cu cei doi fundași laterali. De asta îi dădeam acum șansa lui Raul, pentru că asta vorbisem la începutul, când vedeam echipele de start, spunea că acolo s-ar putea să facă o diferență și acum voiam să vedem dacă într-adevăr lucrurile s-au jucat acolo. Eu am marcat din zona centrală amândoi, și Bayram și Mitriță. Bayram a venit din banda, a intrat în careu, a marcat. Mitriță, pe o poziție puțin neobișnuită pentru el, de vârf împins, a jucat foarte bine acea fază. Experiența, probabil, viteza, calitatea, a marcat. Eu mă bucur pentru ei, sunt doi jucători care produc și care au calitate și mă bucur pentru ei și mă bucur și pentru Craiova, pentru că face acest format mult mai interesant. Mult, mult mai interesant. Bun, uite, ca să vă provoc așa, că nu mă pot abține. Primul gol marcat de Bayram e foarte bine pentru el. A urmărit acolo respingerea lui Sava, a dat cu cap, a fost acolo, e gest de atacant veritabil, deși Bayram nu e neapărat chiar zona aia de număr 9. Dar vreau să te întreb pe tine și încep cu tine, Raul, și apoi și pe dumneavoastră, domnule Săndoi. Acolo, a cui e vina? E vina lui Sava, portarului, că o respinge cumva în față, sau e vina fundașului că n-a fost mai rapid să-și urmărească balonul, să-și proteze portarul? În primul rând e vina jucătorului care nu l-a oprit pe bancul să dea acel șut centrare. Bine, așa, dacă derulăm fața, găsim mai multe vine. Respingerea nu a fost tocmai fericită, s-a pierdut marcajul, Bayram a fost acolo, am scris. Sunt mai mulți vinovați, adică nu există niciodată doar un singur vinovat, sau de cele mai multe ori nu există doar un singur vinovat. Se produc mai multe greșeli în marcarea unui gol. Da, eu voiam să-l găsim pe acolo. Domnule Săndoi, dumneavoastră, dacă erați antrenorul celor de la CFR Cluj după golul ăsta, prima dată așa, către cine v-ați fi dus să, nu neapărat să-i reproșați, să vorbiți cu el așa dintre cei implicați? Deci știți că eu v-am spus la pauză și creindu-și atâtea ocazii, cei de la CFR au crezut că e ușor? Meciul ăsta se câștigă numai din punct de vedere ofensiv, nu mai trebuie să-l câștigi și din punct de vedere defensiv. Și l-au lăsat pe bancul să urce datorită migrației celor doi jucători. V-am spus și de Deac, pentru că apărea și undeva în partea stângă și Otele migra din zona lui de acolo. Și automat un mijlocaș central n-a strâns în zona lui Bancu pentru a bloca centrarea. După aceea trebuie să recunoaștem, șutul lui Bancu este foarte bun. Da. Adică Sava nu știu ce putea să facă mai mult. El a respins-o, n-a putut să o respingă altfel și nu știu câți portare ar fi. Pentru că a fost o execuție cu puțin exterior, exact pe colțul lung, chiar era gol dacă nu o scotea Sava. Dar după aceea e vorba de reacția pe care au avut-o fundașii centrali. Sau pe care n-au avut-o. Pe care n-au avut-o. Și nasul lui Bayram, feeling-ul lui Bayram.
pentru că a anticipat că acolo va respinge portarul. V-am spus, din punctul ăsta de vedere, să știți, acum și Rapidul are jucători care țin jocul cu viteză, care atacă spațiile libere, care sunt prezenți în fața porții. Nu trebuie să luăm numai ultima partidă pe care au jucat-o. Eu vorbesc la modul general. Dar în rest, CFR-ul, să știți că este dezavantajată din punctul ăsta de vedere și într-o competiție cu FCSB-ul, pentru că și FCSB-ul are jucători de viteză care rup ritmul jocului oricând și are și Craiova acest lucru. Lucru pe care CFR-ul din primele patru clasate, și aici v-am spus, este vorba de stilul de joc, de strategia pe care o are antrenorul, pentru că vă aduceți aminte, Mandolini venise cu un alt sistem de joc. Adrian a venit, a preluat un lot făcut de Mandolini și el a trebuit să schimbe, pentru că el are altă strategie. Deci n-a mai jucat în sistemul în care juca Mandolini. Ei, în momentul de față este puțin dezavantajat, v-am zis, pentru că vedeți și cei care au intrat, Michael, de exemplu, sau Avunu, nu sunt jucători de sclipire în fața porții. Pe când Craiova, FCSB-ul și Rapidul au astfel de jucători. Văd acum o declarație dată de Mitriță, spune vreau la Euro, sunt total schimbat, am altă atitudine, spune Mitriță, după un joc bun făcut de el, un nou gol marcat. Raul, și încep cu tine. Mitriță n-a fost convocat acum pentru meciurile astea. Îl vezi mai degrabă să-i forțeze mâna lui Iordănescu în cazul în care va avea evoluții bune? În cazul în care va avea în continuare. În continuare, da. Să meargă la același nivel. În momentul de față, Craiova e dependentă de el. De el și începe să fie dependentă și de Bayram. Mă refer la goluri, cifre și contribuții la joc. Într-adevăr, eu... Probabil că s-a întâmplat ceea ce spune el, că are altă atitudine și asta o vedem și noi, că aleargă și aleargă foarte mult, aleargă și în apărare, e mult mai implicat în joc. Mă gândesc că e normal să-și dorească și e normal să aibă ambiția asta de a fi la Euro, pentru că e ceva super, super frumos să-ți reprezinți țara. E o miză mare pentru orice jucător. Pentru oricine, da. Dar vreau să te mai întreb un lucru și apoi întrebarea rămâne și pentru dumneavoastră, domnule Săndoi, dar vreau să-l mai întreb pe Raul. În momentul de față, tu ai impresia că Edi Iordănescu este deschis și are ochi și pentru alții jucători? Pentru că pare că are deja un nucleu format. Aș fi eu răutăcios să spun că are 20 de inși și eventual mai rămâne doar cu 3-4 necunoscute. Îl vezi să mai fii atent și cu ochii pe jucătorii pe care nu i-a avut în campanie? Din punctul meu de vedere, selecționerul trebuie să fie deschis la orice jucător de la 16 la 38 de ani. Orice jucător care este în formă și care poate ajuta echipa națională trebuie să fie deschis. Trebuie să fie acolo, să fie luat în calcul. Domnule Săndoi, începe cu prima parte cu Alex Mitriță. Spune el că vrea la Euro, că e total schimbat. Ați remarcat asta că e total schimbat, pentru că el, când a revenit la Craiova la începutul sezonului, arăta foarte bine. Apoi a avut și el așa niște momente în care juca mai prost. Craiova, cu totul ca echipă, a avut multe perioade în care a jucat prost, n-a legat rezultate bune, din contră a legat rezultate proaste. Acum spune el că e total schimbat și că vrea la Euro. Simțiți că într-adevăr s-a schimbat și că e un alt jucător? Să știți, Edi Iordănescu, exact cum spunea și Raul, a fost deschis de fiecare dată. Vă dau un exemplu, uitați-vă la Drăgușin, pentru că în momentul în care l-a convocat, l-a și băgat, nici n-a mai ieșit din echipă. Deci din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că dacă Mitriță va avea în continuare evoluțiile pe care le are în ultima perioadă și exact cum spuneați, pe care le-a avut la începutul campionatului. Bineînțeles că poate să fie un jucător și sunt convins că este monitorizat. Deci evoluțiile tuturor sunt monitorizate. Edi Iordănescu e foarte atent la aceste mici detalii și se vede că Mitriță vrea să fie în joc, își dorește la fiecare fază, nu pierde mingea,
poate să ia acțiunea individuale, este un jucător prezent în fața porții, este un marcator, iar la fel atunci când o are în fața porții, ați văzut, a avut o dată cu Sava, a făcut diferența, a băgat-o în poartă. Pentru că vă mai dau un exemplu. Craiova, dacă ar fi avut ocaziile pe care le-a avut CFR-ul astăzi, păi Craiova, vă garantez că n-ar fi, adică ar fi înscris mai mult de un gol. Și datorită jucătorilor pe care îi are. Și, bineînțeles, și datorită strategiei pe care a avut-o în ultimul timp. Pentru că, nu știu dacă am spus la începutul discuției, aduceți-vă aminte de meciul cu FCU Craiova. Mitrița a trecut în spatele vârfului, a profitat de faptul că la FCU Craiova, în zona centrală, erau doi jucători fără viteză și imediat a apărut și a făcut diferența. Cam din aceeași poziție în care am scris și la jocul de astăzi. Deci fără doar și poate. Dacă evoluțiile lui vor fi bune, nu exclud să fie prezent în lotul echipei naționale. Rămăsesem, domnule Săndoi, cu întrebarea aia de la pauză. Ați apucat să vedeți faza aceea despre care vorbeam, legată de Radu Drăgușin, despre poziționarea lui la primul gol? Da. Și haideți să vă spun ceva. Cum vi se pare? Acolo e vorba de calitatea individuală a jucătorilor care joacă acolo. Păi ați văzut o centrare. Radu, indiferent, chiar dacă ar fi, e adevărat, a fost cam un metru mai retras decât fundașul central din partea respectivă. E adevărat, poate aici și Udogie sau nu mai țin minte cine a jucat funda stânga. Funda stânga Udogie, da. Putea să-l ajute Udogie acolo, să fie mai și aproape. Și el dacă a anticipat puțin, dar centrarea aia a fost cu preluare, cu tot, a fost o centrare ca la carte, deci de manual. Deci nu, acolo e vorba de calitatea jucătorului care a dat centrarea și jucătorului care a înscris în poarta adversă. Deci nu putem să-l învinuim pe Radu Drăgușin la faza respectivă. Asta spunea și Raul aici, da. Păi vă spun, putea să fie și Maldini, și Nesta, și oricine să fi fost acolo și degeaba. Problema pentru Drăgușin și pentru Tottenham e că nu doar centrarea a fost perfectă, și preluarea, prima atingere a băiatului ăla care a dat gol a fost perfectă, că măcar dacă și-o făcea mai prost, poate că atunci mai avea o șansă Drăgușin să mai recupereze din terenul pierdut, dar a fost și preluarea bună și șutul bun, cam toate au fost bune în faza asta. Așa este. Nu, deci v-am zis, e vorba de calitatea jucătorilor respective aici. Nu. Câteodată în fotbalul ăsta, câteodată încerci să cauți o greșeală și câteodată chiar nu reușești să o găsești și ca antrenor. Adică în unele momente când adversarul îți dezvoltă o anumită fază, efectiv n-ai ce să le reproșezi jucătorilor. Deci un fel de fază din asta a fost aia în care, domne, n-ai ce să-i spui. Asta e situația, ce să... Valoare deosebită. Bun, pentru că suntem la final de ediție, vreau să mai întreb câte un lucru pe fiecare legat de etapa viitoare, pentru că încă n-avem dezordământul și de la FCSB Șep și mâine vom afla, dar avem patru echipe care și-au jucat meciurile deja din play-off. Etapa viitoare se joacă Craiova Rapid. Raul, cum vezi tu meciul ăsta? Va fi un meci care va încinge bănia. Două echipe diametral opuse după prima etapă, o Craiova care câștigă la Cluj, iar Rapid care pierde acasă cu Faro. Deci probabil va fi, adică cine pierde cam iese din lupta asta pentru titlu, cred eu. Iar cine face egal? Cine face egal, probabil amândouă, nu? Atunci e din nou. Bine, asta în funcție și de ce se întâmplă mâine seară. Dar va fi un meci care va încinge bănia. Domnule Săndoi, vă duceți la meci în etapa viitoare, Craiova Rapid? Ei, bineînțeles că o să mă duc cu... Și ce sperați să vedeți la meciul acela ca să fie o vizită bună? Bănuiesc că v-ar plăcea să fie o victorie pentru Craiova. Cum simțiți că urmează etapa a doua din play-off după ce Craiova câștigă, Rapid pierde, ambele echipe cu 28 de puncte împart locul 2 și 3, acolo egalitate de puncte. Cum vedeți duelul ăsta?
Remarcă ambii ați început cu un oftat așa, adică e clar că e un meci greu, e un meci apăsător. E un meci greu. Da, e un meci în care încă o dată sunt mulți jucători care pot să facă diferența. Aici depinde de execuții, de inspirația jucătorilor respectivi. Va fi un meci interesant. Cred că totuși Craiova poate Rapid are un plus de cum să vă zic eu, de valoare, dar nu e vorba de așa ceva. Craiova cred că are un plus de viteză pe faza defensivă în zonă centrală în comparație cu Rapid. Rapid are niște jucători care, eu v-am spus, eu nu iau un singur meci ce s-a întâmplat acum cu Faru. Are niște jucători de viteză foarte bună, jucători periculoși în fața porții, jucători iar la fel care, dar nu trebuie să aibă 5 ocazii ca să dea un gol. Lucru valabil pentru ambele echipe. Va fi interesant cum vor aborda cele două echipe. Craiova cred că poate să joace mai bine sus, pentru că are viteză și în zonă centrală, aproape la toți jucătorii pe care îi are. Din punctul ăsta de vedere, Rapid, prin Săpunaru, are o experiență mai mare, Paul Iacob, iar la fel eu am lucrat cu el la Chindia și e un jucător foarte inteligent, dar la capitolul viteză amândoi au puțin de suferit. Acum e vorba de strategia pe care o alege fiecare antrenor, unde vrea să forțeze, în ce zona a terenului, cum își poziționează jucătorii în teren, jucătorii care pot să facă diferența. Va fi un meci interesant, vă spun, va fi un meci și de antrenori aici. Cu atât mai interesant va fi meciul ăsta, mai ales dacă vorbim despre... Am vorbit de Bayaram, de Mitriță, de Badeli, dar din punctul meu de vedere, Ivan a făcut un joc foarte bun astăzi. Și foarte cred că bun. Și portarul Popescu. Foarte bun, Ivan a jucat foarte bine astăzi. A fost de, cred că, 6-7 ori în careu cu om în apărare. Mai ales când a trecut el în banda stângă. De asta are nevoie, de meciuri, de minute și de încredere. Iar astăzi a făcut o partidă bună, din punctul meu de vedere. Bun. Da, din punct de vedere tactic, iar la fel, a fost ok Ivan, din punct de vedere tactic. Și când a trecut în banda stângă, să știți că l-a blocat pe Mogoș acolo. Păi haideți să vedem de câte ori a urcat Mogoș în atac și câte centrări a avut Mogoș în a doua repriză. Deci, chiar dacă sunt jucători ofensivi, trebuie și din punct de vedere defensiv să închidă culoarele, să blocheze urcarea fundașilor laterali în atac. Să știți, în fotbal vedeți cum poate să nască sau să renască un jucător după un meci. Deci asta aștept și eu și de la Ivan, cum am așteptat și de la Bayaram și s-a întâmplat, cum am așteptat și de la Mitriță și s-a întâmplat, aștept asta și de la Ivan, aștept asta în continuare și de la Marcovici, iar la fel aștept ca Crețu, vă aduceți aminte, într-o perioadă a fost golgeterul Craiovei prin golurile pe care le-a dat. Deci din punctul ăsta de vedere, nu întâmplător v-am spus la începutul emisiunii și am spus-o de fiecare dată, Craiova are jucători mulți care pot să facă diferența. Bun, mulțumesc mult domnule Săndoi pentru intervenție. E bine că ne-am văzut un pic la începutul ediției și pe video, n-a fost să fie până la urmă prin Skype, dar ne-am auzit perfect la telefon. Mulțumesc mult încă o dată și vă așteptăm data viitoare și aici în studio alături de noi. Când o să ne mai nimerim cu programul la fel. Mulțumesc mult din nou. Raul, mare plăcere, toate bune. Mulțumesc, seara bună. Raul, o singură întrebare pentru tine. FCSB șep și mâine, cum e meciul ăsta, mai ales acum când FCSB joacă după rivalele la titlu, știe ce are, ok, știa de la început ce are de făcut indiferent de rezultatele lor, dar măcar acum știe că CFR și Rapid, echipele care au început play-off-ul de pe locurile 2 și 3, au pierdut, are o șansă bună să se desprindă, iar fructifică FCSB ocazia asta? Eu zic că da. Eu zic că va fructifica această oportunitate. Probabil că nu se așteptau așa de vreme să vină oportunitatea asta. Nu s-a schimbat foarte mult pentru Steaua, pentru că sunt pe primul loc în continuare. Au intrat cu un avans în acest play-off, un avans bun, care se poate mări după prima etapă.
din punctul multora de vedere, nesperat. Nimeni nu se aștepta ca și Rapid și CFR să se încurce acasă în prima etapă. Dar de asta e frumos fotbalul. Aceste două victorii și a Farului, am văzut două goluri superbe la Farul. Și pasele de gol și pasele și execuțiile, de gol, adică și execuțiile, foarte, foarte frumoase goluri. Și victoria Farului și victoria Craiovei dau suspans, dau culoare acestui play-off. Și mai degrabă dau suspans pentru locurile astea, 2, 3 și încă 4. Nu a jucat Steaua, dar pentru ei nu s-a întâmplat nimic și nu s-a schimbat nimic. Au apărut oportunitate mai devreme decât era prevăzut și probabil că vor profita de treaba asta. Bun, să ne uităm repede și pe 2-3 comentarii. Să-l întrebați pe Ferguson cine a greșit la gol. Era imediat schimbat Ferguson fiind Gigi Becali de la FCSB, spune Marcel Pop. Următoarea etapă, Craiova o să piardă cu Rapid și revine jos. FCSB se va încurca cu Șep și zice Septimicu. Furată 9 ani la rând, Dumnezeu face de toate lui FCSB Steaua, Forța Steaua campioană și pe teren și în inimile noastre, spune Ivan Valentin. Respect, Rusescu, ești un bun analist. Mitrița este Messi de România, să-l cumpere Gigi. Fiecare an o să ia campionatul. Raul Rusescu este listul nostru și o mare realizare a făcut cei de la GSP, că l-aveți pe Raul Rusescu, un transfer foarte bun, așa zicem și noi. Da. Raul, mulțumesc mult încă o dată. Felicitări pentru o nouă evoluție bună în tricoul de analist. Uite, vezi, ca să facem așa. Încerc. Îți iese foarte bine. Da. Mulțumesc. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezență. Cam atât, prieteni, nu uitați site-ul nostru de gsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport. Mâine dimineață de la ora 11, Alex Barbu este aici cu o nouă ediție. Nu mâine dimineață, am înnebunit că e duminică. Luni dimineață o să fie Alex Barbu de la ora 11 cu GSP Live. Mâine joacă FCSB, o să închidă etapa întâi a play-off-ului, o să vedem cum vor sta lucrurile atunci. Seara bună în continuare!